Cu zgomotele aferente, că au ieșit copiii de la școală. Și când ies copiii de la școală, e mult zgomot. Pentru nimic. Da. Acum poți să mergi și să vorbești. Lumea crede că vorbești cu cineva la telefon. Dar că încolo tu nu vorbești cu nimeni, ci doar prezinți o situație, o stare de fapt, mai bine zis. E rece, dar nu foarte rece, bate vântul. Poate dacă n-ar bate, s-ar vedea altfel, dar... Așa trebuie să fie, că iarna. Dacă o să mai și ningă, totul va fi conform descrierii acestui anotimp. Ei, 7:30 trecut și cumva faptul că a fost atât de frig dintr-o dată și au căzut toate frunzele astea, n-au apucat încă să fie strânse. Să le strângă, că-i zgospodare. Asta-i. Ai mama mea. Ai mama mea. Miroase a tutun. Să fumează mult. Auzeam astăzi un procent de 30% că ar fi fumător, știu eu, se pare cam mare, 30%. Oricum sunt fericită că nu mai fumez de atâta timp. Da, sunt 18 ani de când nu mai fumez. Ori asta e super. Ajung acum la primărie, acolo e cel mai mare număr de instalații. E mai cald ca dimineața, că dimineața mi-am înghețat mâinile pe telefon, acum nu. Nu e chiar așa de frică, am înțeles că -2 arătau. Trebuie să vedeți să... Anii trecuți, parcă... A, nu, tot așa e. Ia să vedem. Bună seara! Bună seara! Bună seara, ha-ha-ha! Sania lui Moș Crăciun! E așa un Moș Crăciun acolo, dar din altă dimensiune. Păi, uite ce frumos! Acum cu instalațiile astea de 17 metri, 20 de metri, 100 de metri, 47 de metri. Uite-l pe Moș Crăciun. Ah, când te uiți de acolo, zici că e luminat și el, da. Ah, e luminat. Da. Din LED-uri. Așa, când mergi, îți dai seama exact care e graiul pe aici. Eu vorghesc singur, ea să râde. Sună asta. Spui unuia din sud și dacă nu știe ce vorbești. Da. Și de aici s-a terminat. Mai uite acum mă pișcă degetele în capete. E frică. Da.
La noapte o să fie și mai frig, cred. Of. Desiernile. De altă dată. Acum se vede într-un fel. Peste 10 ani, dacă mai ajung, o să vadă altfel, o să-mi se pară ăștia de 50. Pua, ce tânăr ești! Asta-i. Gata. Ajung acasă. Au început pregătirile pentru urat.